Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tată pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Când zori dimineața, de scoală la viață, să începe o nouă zi de luptă, luptă și sudoare, întâi, supus în rugă, apleacă-ți-a ta față și laudă pe Tatăl ce în grija Lui te are. Lui să-i mulțumești de pâine, viață, soare, pentru belșug și lipsă, loc larg sau strâmtorare, pentru puteri în luptă sau lacrimile amare, pentru necazul aspru care te-a îngenunchiat, prin care El te vrea mai răbdător, mai pașnic, supus în voia Sa. Pentru că în rostul zilei îți dă puteri și spor și pentru zile în care simți rănile cu dor, să-L lauzi zi și noapte, în bine și în rău, știind că toate acestea vin de la Dumnezeu și numai împreună slujesc celor ce sunt copiii Lui spălați în sângele